Nu știu, cărțile nu sunt un... pentru mine nu au fost niciodată un... o modalitate de evadare. Pentru că dacă am citit o carte, ceea ce am reținut sau cărțile care mi-au fost cele mai importante sau prețioase au fost cărțile care nu mi-au dat voie să evadez. Le-am citit numai că am vrut să învăț ceva din ele. Am vrut să învăț cum se poate trăi în sensul cel mai larg al cuvântului. Și câteodată, în timpul în care l-am citit, în această... În interiorul textului, cât am stat în textul ăla și am citit, am avut senzația că cartea îmi spune asta. Pentru că Sachmann and Heidegger, un sprijin, mi-a dat un sprijin. Da, după aia, după ce terminasem cu cititul și era ziua cealaltă și mergeam în stradă și erau problemele, iarăși nu știam cum se poate trăi. Adică niciodată, și cred că cărțile cele mai importante pentru mine au fost acelea despre care nu aș putea să spun exact ce m-au învățat, dar m-au învățat ceva. Și poate că asta este complicitatea asta pe care nu pot să o interpretez sau să o spun în cuvinte. A făcut ceva în cap. M-a schimbat ca persoană. Un lagăr de muncă forțată este o catastrofă. Dar un lagăr de exterminare este culmea dezastrului uman care se poate întâmpla. Pentru într-un lagăr de exterminare, lumea a fost dusă ca să fie ucisă. Ceilalți au fost duși acolo ca să reconstruiască, cum se numea, muncă de reconstruire. Deci, conținutul este cu totul altfel. Și într-un lagăr de exterminare, oamenii ăștia n-au avut nicio șansă. Erau trimiși acolo pentru moarte, pentru exterminare. Într-un lagăr de muncă au murit mulți de foame, de desnutriție, se spune? Malnutriție. Și, dar, adică scopul nu a fost exterminarea omului. Și asta este o diferență. Da. A schimbat-o pe din afară. Voi vedeți cum sunt aici acum. Altădată când am fost în România, n-am avut așa ceva. Conferință de presă. Și acum nu mai scap de conferințe de presă când mă duc undeva. Deci asta e tot, întotdeauna așa ceva. Și asta e schimbare. Și... și altele. Dar pentru mine, adică dacă eu sunt cu mine însămi și cu prieteni sau în viața mea particulară, nu s-a schimbat nimic. Treaba României nu este ca eu să mă simt acasă. Eu nu sunt așa importantă. Ar fi mai bine dacă nu știu câte milioane de români s-ar simți acasă. Asta ar fi important. Eu am trăit și în România. Până una alta, am trăit și în România. Am început să scriu în România. Mi s-a publicat prima carte atunci, după 4 ani, după ce 4 ani a fost la editură cenzurată. Pentru aia am primit acest premiu. Da, și ce? M-am bucurat atunci, că măcar asta. Pe o parte te-au frecat, pe altă parte te-au... așa e. Viața are mai multe șine. Da? Trenurile merg încolo și încoace și în spate merge trenul rapid și în spatele tău merge trenul, cum se spune, personalul, da.